Vezi, după toate serialele, filmele pe care le-am văzut, a venit momentul, ești nebun, ca mă duc și eu în sfârșit în America să văd și eu cum e, ești nebun. E o oportunitate, practic, din partea Samsung și o să mergem cu un scop acolo, dar eu am alt scop pentru vlogul ăsta, vi-l zic un pic mai târziu, pentru că acum trebuie să ne luăm adio de la iubirea mea, că ea nu vine cu mine. Da, dar tu o să te distrezi și o să cum să mă distrez, mă, fără tine? O să te distrezi și fără mine, că o să te simți cel mai bine în vacanța ta. Da, mă, o să mă simt bine, dar mai bine mă simt acum. Te iubesc și să fii cu minte, da? Și tu. Of, Doamne, hai la drum. Bă, frate, ora 4 dimineața, am zbor la 6, nu mă mai culca, vă dați seama că mi-era și... Intervine stresul ăla, dar nu mai știi dacă te trezești, dacă alea. Dar se simte oboseala, sper totuși să dorm în avion, să reușesc, am oricum un zbor de 3 ore și unul de 11. N-am zburat în viața mea atâta, da? Doamne ajută, ești nebun la cap. Am zis acum cât de frig e, că acolo sunt vreo 15 grade, 20, mi-am luat doar un hanorac, dar aici la noi sunt minus 80. Mă las ca mâncați ciocolată. E perfect, frate, o vreme excelentă de voiaj. Voiaj, hai că deja mi-am luat termen de ăștia de turist. Voiaje, cunosiu. Asta e când mergem în America, frate. M-am teleportat aici, vă dați seama că știți skillurile mele de iluzionist. Se simte oboseala aici, nu? Degeaba mă dau eu zmeu. M-am întâlnit aici cu viața aia, cu PDR-ul, colegul meu aici. Bă, o să vin colegi de cameră sau fiecare camera lui? Nu, dacă vrei, avem camere separate, dacă vrei dormim împreună. Nu, frate, să vin, va. L-ai mai deși pe Raul, frate, viața noastră dă. Cred că ne face Raul niște poze criminale. Eu nu mai fac poze, eu filmez. Nu mai face poze, frate, nu mai facem poze, facem filmări. Și cum, mă? Până în cine? Băi, până în cine te filmează, băi? Cristina ne face. Eu poze, dacă vreți, apelați la mine cu încredere. Super. Oricum, eu merg cu un scop. Bine, mergem cu toții cu Samsung. Dar eu merg cu un scop pentru vlogul ăsta. O să-ți zic imediat. Nu ești pregătit. Nu cred. Nu, adică nu știu. Chiar nu ești pregătit. Chiar nu știu, gen. Să nu faci doar în avion cu spirite, cu dalea pe acolo, prin avion, băi, frate. O să încerc, o să încerc. Bă, ce crezi? Acum ceva timp mi-a apărut mie un TikTok în cația jucurata care a cam băgat fricile în mine. Fii atent, Țilară. Deci, e în America unde mergem noi acum. E cel mai bogat, practic, pastor. Și o religie de-asta mai ciudată așa și ți-a arăt și de ce e ciudat. Bă, fii atent. Uite-te la ochii lui în cația jucurata. Și fii atent, că nu e tot. Ia vezi mâncați aici gura ta. Și fii atent. Stai să văd de unde. Mă, ce-i cu ăsta? Stai așa. Fii atent, uite aici. A, da, a editat ăsta ciudat, bă, frate, dar uite cum se face, frate. Gen, se schimbă stările și face așa. M-a intrigat un pic, am căutat mai departe și e un fel de biserică de-asta... Deci nu e pe acolo, pe lângă noi? Trebuie să existe și pe acolo, pe lângă noi. Și fii atent, se numește... Iar nostru a venit autobuzul, troleiul. Fii atent, se numește biserica carismatică, care. Te-ai uitat la clipurile mele cu sectă? Da. Ai văzut că mă atingea și făceam că... Eu făceam la mișto. Am văzut că făceai la mișto. Sunt unii care fac gen în niște diferite culturi sau așa, se ating și fac nu știu ce și vorbesc niște limbi pe care nu le înțelegi și vezi, Doamne, vorbește... Nu fac și ei la mișto sau? Bă, nu fac la mișto. Asta e faza, gen, se fac comune, gen, și pun mâna pe tine și faci așa și nu știu ce. Nu e, măi, ceva teatru, mă, ăsta e ceva, nu știu, mă, nu e. Bă, nu știu ce e, dar cumva e funny. Uite că îi mai dă o dată. Și eu vreau să mergem la o biserică de asta. Vreau să noaptea. Mergem. Nu noaptea, mă. Noaptea, mă. Important este să mergem pe zi, poate să luăm și noi, să participăm la o slujbă de asta. Se pleacă, bă, plecăm. Vieții, revenim. Bă, facem cum am vorbit, da? Te bași tu? Da. Ce, mă, viața mea, ți-a rău de avion? Bă, fără miște, ești bine? Bă, tu faci ca carismatici ăia, deja. Fii atent, te ating. Mă bag acum să mă uit la Spider-Man, viețe, sau să dorm. Avem un zbor de 3 ore, pe aia de 11 ore vreau să-mi succes deja, vinem la cap și ne vedem direct acolo. Poate ne mai vedem un pic pe ăla. Cine, Doamne, iartă-mă, zic că suntem pe live, zic că vă trimit urare. Vă dau update. Și cum e filmul, bă.
Bă, nu știu dacă a fost cea mai bună idee să nu dorm eu deloc. Am zis că dorm în avion, ca astea, și am ieșit răstignit după primul zbor, care era cel mai easy, că gen erau 2-3 ore, dar cred că și de-aia am ieșit așa răstignit, că practic m-am odihnit, dar nu m-am odihnit cum ar veni. M-a țipit un pic, m-am trezit, mă dureau toate alea, a fost foarte ciudat. Dacă așa am dus-o în primul zbor, vă dați seama că eu acum mă urc într-un zbor de 11 ore, mâncava. Oricum, vezi, dacă supraviețuiesc zborul acesta și e tot ok, va fi un vlog forță, sper, doamne știu. Mamă, băi, te dere, unde am ajuns, mâncați-aș? Curata. N-am văzut avion așa mare niciodată în viața mea. Asta e navetă, nu e, ăsta nu e avion. Bă, frate, ne prăbușim. Bă, nu Society of the Snow de ăla. Bă, sper că nu. Bă, termină-te. Cine, bă, cine mănâncă? Bă, nu fi tâmpit, vai, doamne. Tu ești jiu și eu sunt capa. Vezi să nu sar pe mine. Bă, după atâta timp, dai seama, atâta timp împreună. Fără mișto, avem de jocuri. Le putem jucat între noi pe bune biliard. Ia, dăm aici pe English, Angry Birds, uite pe Games. Mamă, păi te rup viața mea. Te distrug. Nu e chiar atât de forță, dar decât deloc viața e forță, oricum. Spor de 10 ori, uitați ce scrie aici. Mă ia cu rău, mă ia cu leșin. Zbor în care am dormit 8 ore din nou. Dau voi să vă răsta că nu știu ce, doamne iartă, m-am făcut la microfon, nu știu cum l-am pus în bagaj, dar s-a stricat. Eram aici entuziasmat, a venit o mașină forță să ne ia, nu știu ce, doamne iartă, mă, era, dar e tare, ne-am distrat și am stat și bine până acolo. Și prima observație pe care am avut-o de oraș era că era foarte pustiu, frate, și l-am numit oraș fantomă. Ești nebun la cap. După care am intrat în hotel, am căutat camera, am ajuns în cameră, camera super ok, un holul e frumos. Am testat, bineînțeles, salteaua, că nu aveam cum. Baia m-a impresionat, e foarte mișto. După care am plecat direct în oraș să căutăm biserica pe care v-am tot promis-o. Doar că, ce să vedeți, pe lângă mirarea orașului, că e frumos rău de tot, frumoasă experiența, mulțumesc Samsung încă o dată, a început mare ploaie, mâncava jura voastră și ne-a dat peste cap toate planurile. Dar rămâne de văzut în continuare ce se întâmplă. Revine sunetul acum. Am venit să mâncăm acum la un restaurant pe aici și fiți atenți, mâncava jura asta, m-am zis la baie și m-am speriat de nu mă știu de mine. Deci, vedeți fetița asta, da? E un tablou cu o fetiță. Și dacă mă uit în partea asta, ia vedeți mâncava jura asta. Bă, eu parcă atrag, bă, chestiile astea. Deci parcă le atrag și aici la fel, la băieți. Dacă mă uit așa la el, e simpatic. Și dacă mă uit duc aici, e direct ce e Casper. Casper era prietenos. Dar bine, la chiar uite, ce faci de ce vorbește. Eu acum vorbesc în engleză și nu mai am de mine, nu știu ce zic. Oricum n-aveam nici înainte, dar hai că nu mai vorbesc, da. Bă, frate, eu n-am mai văzut de foarte mult timp un oraș atât de gol. Stați-vă și voi. Strada asta e goală, uite, e o mașină. Mi-am lăsat camera acasă, de-aia finesc cu telefonul. De asta zici, mă, că par din filmele horror? Da. Păi de ce? Să pui sound effects, vezi, să vezi că te induce. Dacă desaturezi culorile, întuneci imaginea și pui, uite. Nu, frate, eu nu sunt videograf fără de ăsta. Eu sunt mai pe, mai pe așa. Bă, tu vezi cum se treabă direct din San Andreas? Din GTA 5? Bă, da, chiar, frate. Hai să fim în GTA să furăm mașina asta. Ce cu peisajul, cu astea. Ce faceți, mă? Mergi în San Andreas? Bine, și era tare. Să fie gen de la în U, așa, gen să le vezi pe toate, știi, să fie curte doar în mijloc și așa în jur, să vezi mai de astea. Da. Alea ori fi. San Jose. Da. Ia să aia, unde te duci, mă? Nu, dar zici că e motel din ăla, nu? Da, mă, da, da, da. Ai tu pe să bați la ușă? Îți dau 100 de lei dacă bați la ușă. E geamul deschis? Si, hello, trick or treat. Da, uite, vedeți, tot vorbeam de filme horror și de Halloween, vedeți că sunt dovleci la poartă acolo? Joacă pasta. De ce sunt dovleci în perioada asta? Nu știu, viața mea. Hai să batem la ușă să întrebăm, vrei? 100 de lei dacă bați la ușă. 100 de lei, da? Nu, 100 de dolari și bat. No. Oricum scrie acolo private property, please trespass, așa zice, gen, așa vă rog, bateți, veniți. Hai, mă, nu bate, deranjăm oamenii aiurea. Bă, poate iese cu shotgun, dar știți că asta nu v-am arătat. Auziți? Uitați-vă un pic la geamul de la casa asta. Bă! Băi, frate, stai așa, aici nu mai e nicio Caterinca, nu e nimic. Uitați-vă că dau zoom, uite, alea sunt cranii acolo. De ce sunt cranii acolo? Te dereu, de ce sunt cranii acolo? Bă, de ce sunt cranii acolo? Îmi faci și mie o poză, mă, după scaunul, îmi faci și mie o poză? Ce nu fac eu pentru 10 lei, hai. Păi am ajuns la locul meu preferat, uitați-vă ce e aici, ești nebun la cap. Cum bag și eu un LOL? Au net aici să descar și să mă joc LOL? Ia uitați-vă, ești nebun. Uite că tot vorbeam noi de locuri de astea nebune. E un parc aici, da? Uite, e un scaun acolo, ăla, pe ăla cine stă? Te dereu? Păi cine stă acolo, viața mea? Da, frate, cam așa este pe aici. Și bântuit, mă. Uite, uite, tu ești fantoma. Știi cât de plecat te vedeai? Am găsit unde mergem. Ia uite, aici, la 3. Rocky Horror Picture Show. Apare, nu era absolut nimic acolo. Continuăm aventura. Strigați? Ura!
Aia zic. Nu, ăsta e ghost town pe bune. Orașul ăsta 100% e bântuit. Ce ai face în momentul ăsta dacă din față, uite, omul ăsta în portocaliu care vine, ar merge, ar fi zombie pe bune. Ce ai face? Ți-aș frea telefonul și aș fugi. Păi de ce? Măcar să am un telefon. Ce face, mă? Pe bune. Îi l-aș fura lui. Forță, românii tot români. Eu... ce faci viața mea? Vrei să ne batem? Vrei să o dăm? Eu ce piedică mi-a pus, era să-mi rup gâții pe aici. Bacum, pe bune, gen, dacă e să o luăm efectiv experiența pe bune, să nu mai luăm la mișto, aș leșina și cred că infart direct. Ce, să fug? Eu împietrez și mor. Mi-aș fugi. Ori nu mai țin cont de absolut nimic și fug rău, rup. Ori am murit instant, gen, aia a fost game over. Ce-ți face dacă ar veni niște zombie acum, dar gen pe bune zombie? Care ar fi prima reacție? Ar fugi repede sau ce de aia care merg în cer? Sunt aia gen Spider-Man. Zombie? Corcitură, gen. Sunt rapid sau nu sunt rapid? Sunt cu pânze, cu dalea. Adică n-ai cum să fugi. Păi atunci mor, e simplu dacă n-am cum să fug. Uite, vezi, deci nu singur. Ăștia fură telefoane dacă vin zombie. E fur telefonul, măcar am un telefon. Și nu oricum, Samsung. Bă, frate, am ajuns acum la un hotel și pare foarte mișto, gen, mâncare bună, lume frumoasă aici. Uite, suntem toți la masă aici. L-am văzut pe Kellnerul de aici și am zis din prima, bă, ăsta e italian sau ceva. Și normal că am venit direct, l-am ținut un pic de vorba, zis că e din Mexic, că tatăl lui e din partea Italiei și așa. Și ce credeți că mi-a zis? Că în restaurantul ăsta a fost Arnold Schwarzenegger, Barack Obama și Hillary Clinton. Dar Arnold Schwarzenegger și că a stat fix în locul ăsta. Acum lumea de la masă m-a luat la mișto. Și l-a țepuit pe fraierul ăsta, nu știu, dar eu l-am crezut și eu încă îl cred. Deci Arnold Schwarzenegger a stat unde stau eu aici, uite, pula cap. Acum lăsați-mă să cred și eu asta aici. Lăsați-mă să cred. E fericirea mea că citești și cartea. Dar da, să avem poftă bună și vedem. Bă, ca să vedeți, m-a luat lumea la mișto pe aici că am crezut cu Arnold Schwarzenegger. Ia arătăm poza aia. Trebuie să o arătăm. Nu, e. Bă, acum chiar te cred. Bă, acum chiar te cred, mă, acum chiar te cred. Well done, well done with the edit. Deci pe piața aia vorbește cu Arnold la telefon acum. He's speaking to Arnold Schwarzenegger. A stat mai aici până la urmă? Băi frate, noi nu cred că am văzut partea bună a San Joseului, gen. Deci noi am ajuns acum într-un local și uitați-vă cât de superb este pe aici. Deci e mai frumos ca în San Francisco, voi vedeți cum e pe aici și... Bă, unde m-au lăsat ăștia, mă? A, uite, am crezut că m-am pierdut pe aici. Cum era să mă pierd până în San Jose pe aici? Bă, fiți atenți cum se vede strada asta. Stai așa să nu mă calce mașinile. Uite cum arată pe aici, frate. Bă, e frumos rău de tot. Ia uite, ăsta e un fel de mini centruleț. Ia stai așa să vedem. Pe aici de jur împrejur sunt restaurante și un pic de ada. Asta e gazon. Nu e iarbă crescută. Mamă, ce bine miroase. Ce e aici, frate? Vai, domne, e înghețat. Mamă, ce ai, măi, ești nebun? Aici ce horror să mai fie, ce funny. Santana, hai. De unde știu eu asta cu Santana? Bă, nu e ceva din GTA? Uitați-vă cum sunt copacii pe aici, luminați. Uitați-vă cum e aici, bă. E un copac mare. Uitați-vă un pic. Bă. Trebuie să fac o poză aici. Mă duc să-i aduc pe ăștia, sper să termine și ei ce au de filmat mai repede, ca să facem niște poze aici, că este senzațional. Este absolut superb, ești nebun la cap. Incredibil, deci sunt fascinat total. Băi frate, am intrat în restaurantul ăla de lângă și este senzațional aici. E efectiv senzațional. Hello. Hi, I'm Cynthia. It's very beautiful here. Thank you. Very beautiful. Yes, uitați-vă cum este pe aici. Este incredibil. Și mâncarea, fai de capul meu, nu v-aș arăta că vă fac poftă rău de tot și știu cum e să stai noaptea pe net sau pe zi așa și să vezi mâncare, nu știu, e mai ciudat așa, dar este efectiv, doamne, mulțumesc, doamne, că am ajuns aici, e senzațional. Place sau? Genial. Ne place, dar mai arată bună mâncare pe care am mâncat-o. Uite, mai arăt un pic, e frumos, rău, vezi ce frumos e? Uite, și e și un individ acolo, da, na, nu știu, ăla nu prea e așa frumos, dar... Eu aș rămâne aici peste noapte, deci îmi place prea mult, ești nebun, comparativ cu centrul al nostru. Nu e nimeni nu e acolo. Băi, deci am avut o cină pe care s-o ții minte toată viața, ești nebun la cap. Incredibil, dar acum când am ieșit, eu m-am dat seama că e o parte a orașului pe care chiar dacă o ratam era nasol, dar bine. N-am fi știut dacă o ratăm, dar acum am făcut roșii de un e-mail în seara asta de la doamna... Nu l-arătăm. De la doamna chelneriță care era...
genul, a zis că în 2 ani face 60 de ani și venea și vorbea frumos. Dar mai vreți ceva, dar vă mai aduc ceva, dar nu știu ce. Mie îmi zicea Honey Bunny. Ce mi-a zis, băi, băi, frate, băi, dar oricum, super de treabă. Și după aia ne-a cerut business card-ul. Și aia zis, n-avem. Și aia zis, ok, I will leave you my email, dar gen, era, se uita cumva, era în fața tuturor, dar numai la mine se uita. Dar ce, Doamne, iartă-mă, i-am făcut, mă, frate. Erai, ai fost drăguț cu ea, mă. Ani bani, bani. Bă, frate, am intrat de curiozitate pe map să văd ce locație e aici și ia uite ce am găsit. Winchester Mystery House. Ce poate să însemne asta, Mystery House? Mergem imediat. Vă dați seama că mă duc direct acolo, nu mai stau. Bine, de fapt era mai departe decât credeam. Dar acum am ajuns în bulevard și uite cât de frumos e aici. Băi, frate, deci noi zici că acum am venit în San Francisco și până acum am fost în San Jose. Deci, bă, bune. Cât de tare e aici. Nu, mă, uite cum sunt palmierea acolo, ăștia de pe cameră. Mamă, stai cât au zoom. Uite, tare rău. Ia uzi, au. Hei. Aia zic, bă, e viață. Nu mai e zombie, nu mai e apocalipsă. Ei, ziceți voi de nu aici, zici că suntem direct în LA. Sau cel puțin. Așa, îmi dă vibe, mie, că eu n-am fost niciodată, știi ce zic? Uitați-vă cât de tare e, incredibil. Bă, frate, aici trebuie o poză, e prea tare. Raul, ia zi viața mea, mai venim aici? Tare rău. Dar unde-i misteriul ăla, bă? Deci se vede un pic la distanță, uite acolo în față, ăla-i Mystery House-ul. Întrebarea e ce ne așteaptă acolo. Dar acum mergem să vedem, poate că nu-i nimic. Și spar camera asta. Deci primul indiciu, scrie acolo All New Winchester Mystery House Walk with Spirits, frate. Și uite o fantomă. Acolo trebuie să ajungem noi. Ai tu pe o să apeși pe clanță? Nu. De ce nu? Mi-e frică dacă vin ăștia, mă împușcă pe aici. Că asta nu e România. Și apasă pe clanță. Păi și dacă mor? Nu mor, mă, n-ai nimic. Dar uite, uite, mai e ceva aici. Deci asta e Winchester Mystery House și asta ce e? De acolo e cu cazare. Acela e hotelul. This gate to remain open while occupied. Premier Halloween Haunt is back this fall. Built by Sarah Winchester, widow of rifle manufacturer William Winchester's death. Mă, cred că e o istorie ceva cu Winchester ăsta. Cred că s-a întâmplat ceva. Familia Winchester sau ceva. Că uite ce ochi au. Ochii ăștia nu-s normali. Nu-s normali. Bă, sunteți stâmpiți la cap. Și acum e, știi că e trei și ne împușcă pe toți. Și asta a fost experiența noastră în America. Trebuie să revenim aici, îmi place prea mult. Și ăsta nu știu ce e. Bro, un pic, uite-te un pic. Parcă casa asta îți inspiră ceva. E o liniște care îți transmite ceva. Neapărat trebuie să venim aici, bro. Neapărat. Și bineînțeles că n-am putut să ne întoarcem aici pentru că videografii or live streaming is not allowed când faci asta. Nu te lasă să filmezi, ești nebun la cap și ce rost avea dacă nu putem să filmăm, să avem experiența împreună. Eu singur vreau să murem. Veți, ce credeți, mă? Am venit aici la un turneu de PUBG organizat de Samsung și puteam să câștigăm un Galaxy S24 Ultra. Că m-am gândit că viața mea aici de față, care e aproape pro player la PUBG, adică se joacă mereu, am zis că măcar. Dar am murit amândoi din prima mâncava și cura voastră. Nicio la șansă, fight. Bă! La atât de slabi. Ne-am făcut de râs la oamenii ăștia pe aici. Bune. Dar da, a fost mișto pe aici. M-am întâlnit cu Ludwig, m-am întâlnit cu și l-am pus să zică ce faci viața mea pe live. Aia e ceva. Ce faci viața mea? Wow, bro. It's perfect. M-am întâlnit cu vietnamez care cred că s-a dat la mine. Nu, mă, nu. Doar a spus că ești cel mai handsome român și el nu mai cunoștea niciun român până acum. Și a zis de două ori asta. So handsome. What? You're too handsome for Romanian. I am too handsome for Romanian? Yeah. Dar oricum, prietenos, e tovarășul meu acum, nu știu dacă are el gânduri sau așa, eu sunt tovarăș cu el, deci ai grijă viața mea. Și m-am mai întâlnit și cu Saikuno, frate. Da, și mai era și Pochi da, pe aici. Cred că l-am panicat un pic, bă. Saikuno, m-am dus așa direct la el și s-a panicat un pic, e mai retras așa. Acum mergem la Twitch-ul ăla principal, cred, la headquarters-ul lor, la sediu. Și, doamne, ce ziceai de Pochi, mă? Care și-a fost și Pochi, mă? Da, am vrut să fac o poză cu ea, dar pe asta 2 minute și a plecat. A fugit repede, era ocupată, frate. Ce tâmpit e ăsta, mă. Doamne, ce experiență frumoasă, mi se pare incredibil. Deci am fost la sediul Twitch, am inspectat pe acolo, ne-a făcut un tur al sediului și așa. Și după care am avut un fel de session în care am ascultat pe Pokimane, pe Ludwig și pe Fuzli, unii dintre cei mai mari streamer gen de pe Twitch. A fost super tare și acum am ajuns la dinner și fiți atenți cum arată pe aici. Deci
Deci noi n-am văzut partea bună atunci, frate. Nu știu ce s-a întâmplat. Uitați-vă cum arată pe aici, este senzațional. Deci este incredibil. E cum vezi în filme, efectiv. Mi se pare efectiv incredibil. Samsung, mulțumesc din tot sufletul pentru experiență. Chiar e foarte wholesome. Și am un moment acum cu mine, mi se pare incredibil. Chiar. Și așa arată pe aici. 100% cred că arată incredibil și aici unde mergem. Și de asta n-am oprit recul. Parcă ceva nu mă lasă să opresc recul aici de acolo la cap. Hello. No, thank you. Wow. Mă simt ești nebun, mă simt important. Or să am reason. Uite cum e pe aici, ești nebun. L-am pierdut pe Tedereu. Tedereu, ce faci viața mea? N-ai tu pe te duci să crin scoști aici. N-ai tu pe. N-ai tu pe. Bă, dar vorbeam aici cu Tedereu că noi practic am venit în cafea Juroasta după o zi în care am umblat toată ziua. Gen, noi n-am mai ajuns pe la hotel. Cam ne îmbrăcați pentru evenimentul ăsta, pentru dinner, pentru fancy, pentru astea. Adică eu sunt în tricou și bluge, ești nebun la cap și lumea e pe aici la sacouri. Asta e tovarășul meu din Malaysia. Nu știu viața mea ce facem. Noi suntem fericiți că suntem aici, atâta. Atâta, ești de la cap. Deci nu am nici microfonul pus la cameră, doar am vrut să scot să surprind priveliștea asta, să o am pentru sufletul meu aici, că am stat cred că 10 minute să mă uit la... Îmi place prea mult ce văd eu aici. Deci cred că de-aia mi-a și plăcut Dubai așa mult, pentru clădirile astea înalte. Uitați-vă cât de superb e. Frumos rău de tot. Bă, frate, mă fascinează orașul ăsta. Uitați-vă un pic cum se vede. Thank you for calling Revive in San Francisco. We meet on Sundays at 1630 Stockton Street at 10:30 a.m. Please leave your Sunday. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. When you have finished recording... Am încercat să sun la câteva biserici de genul ăla și din păcate nu mi-a răspuns nimeni, gen. M-am ofticat, dar nu am ce să fac. Nici n-am avut când să mă ocup mai mult, n-am găsit altele, nu știu ce se întâmplă. Și nu le mai merg telefoanele, ești nebun la cap. Ce voiam eu să fac? Voiam să merg la o biserică de genul ăla, să dau de un pastor și după să îl pun în antiteză cu omul ăsta care mi-a apărut mie pe TikTok, gen, de mi se pare mie shady sau așa. Ca să vedeți diferențele, pentru că mulți oamenii în domeniul ăsta, mie mi se pare că sunt acolo doar din punct de vedere politic, să manipuleze lumea doar folosind religia și așa, și cumva se pierde esența și cumva oamenii își pierd din cauza lor și încrederea în lucrul respectiv, cum ar veni, știi? Și asta voiam eu să pun în antiteză și să reiasă cumva din vlogul ăsta, bine pe lângă toată expediția și așa. Și aș vrea să încheiem vlogul ăsta cu un citat frumos, care mi-a plăcut mie și am vrut să vi-l zic. Poate face sens pentru voi, poate aprinde un click acolo sau face ceva. Fiți atenți! Destinul unui om este în mâinile propriului său suflet, care e scânteia divină din noi, și nu ar trebui să ascultăm de nimeni mai mult decât să ascultăm de propriul nostru suflet, și nu ar trebui să credem nimic și pe nimeni mai mult decât să credem că în interiorul nostru e o lumină, ceva foarte prețios care știe să ne călăuzească către tot ce e bine și frumos dacă știm să-i ascultăm glasul. Dumnezeu e un fel de a fi și de a trăi frumos în lume. Viața mie mi s-a zbârlit pielea când l-am citit, nu știu dacă face sens pentru voi, dacă vi se pare așa, eu am vrut să-l citesc. Sper că v-a plăcut vlogul, sper că v-a plăcut expediția de aici. Eu m-am simțit incredibil și mi se pare o experiență efectiv de neuitat. Faptul că m-am întâlnit cu atâția streamer și gen că am ajuns în locul ăsta și așa. Tot ce pot să fac este să mulțumesc lui Samsung, Samsungului, cum Doamne iartă-mă să zic. Mulțumesc Samsung pentru experiența asta și mulțumesc vouă că sunteți aici, vițe, și datorită vouă se întâmplă toate astea. Și vreau să vă zic că vă doresc tot binele din lume, frate, să vi se îndeplinească tot ce doriți și ne vedem la următorul live, următorul vlog. Pe mine m-a luat răceala aici să-mi rupt în gură, dar asta este, mergem înainte. Vă pupi, vă iubi și aveți grijă de voi, frate.